Fotbalistele din Naționala României sunt aproape de prima calificare la Euro. Cu 200 de selecții la Națională, capitanul României a alăptat în cantonament. Florentina Olar are 39 de ani și aproape să conducă Naționala la primul turneu final din istorie. Sărbătorești o vârstă rotundă anul viitor cu o prezență la Euro. Ar fi ceva incredibil. Capitanul Naționalei vine cu copiii atât la antrenamente cât și la meciuri. La începutul anului am fost în cantonament în Turcia. Cel mic avea mai puțin de 6 luni, încă alăptam. A fost cu mine în cantonament. Cu cel mare am intrat pe teren de câteva ori înaintea meciurilor echipei naționale. Atacantul Naționalei are jumătate din vârsta capitanului și vrea să dea tonul în vestiar în cazul în care România se califică la Euro. A învățat să cânte muzică populară de la sora ei. Mai nu-i numele Mărie, miropuș mama și mie. Și când era mai micuță, îmi zicea și Mărie. Am făcut dansuri populare la un moment dat, țin minte, și după am început să fac și fotbal și făceam ambele, dar până la urmă tot la fotbal am ajuns.